mega decisiv, doamnelor și domnilor. Președintele Klaus Iohannis plecat peste hotare, acum în Spania, va ajunge scurt timp și în Portugalia. Vorbește și despre o chestie mai europeană, n-a vrut să vorbească despre cumulul pensie-salariu. Este întrebat despre Schengen. Ce face România cu aderarea în spațiul Schengen? Răspunsul îl vedem chiar acum. Este posibil să avem o discuție complet informală. Până acum n-am avut-o. S-a scurs multă cerneală în ultimele zile pe acest pact pe migrație. Sincer, progresul obținut, după părerea mea, este destul de modest. Dar este un progres. Recunoaștem, față de nimic ce am avut până acum, acum avem o bază mai degrabă tehnică. Nu cred că acest pas care s-a făcut acum pe așa numitul pact pe migrație va schimba poziția Austriei. Este nevoie de mai mult, este nevoie de mai multe negocieri și sper că acestea să se facă și să dea roade. Ce ați înțeles, domnule Buștină? Evident, ca și dumneavoastră, nimic. Sau altfel spus, eram sub nivelul mării și am ajuns la nivelul zero? Sau... În 2023 nu s-a va întâmpla nimic cu Schengenul și ne confirmă implicit, de data asta nu explicit, că poziția semnalizată de premier, respectiv posibila acțiune la Curtea de Justiție a Comunităților Europene, pe care Guvernul România a urmat să o facă, nu este și poziția președintelui, ceea ce personal eram sigur de la început, pentru că această poziție de forță în relația cu Austria i-ar strica ploile din perspectiva mai avem unei un minut, cred. Viitoare soluții la... Chestia aia lui Ciolacu, că de el în judecată, aia a fost o glumă acum, domnul Boștenaru, nu puteți să o luați în serios. O glumă, o mare glumă a fost cum să dea în judecată, ce să dea în judecată în decembrie, când subiectul nici măcar nu o să fie pe ordinea de zi a Consiliului. Ce o să dea judecat? Dar domnul Iohannis trebuie să se hotărească... să se atașeze cauzei președintului PNP. Mă rog, domnul Buzoianu, noi avem foarte... Domnul Iohannis trebuie chiar să se hotărească când a mințit românii. Lăsați, pe de-o parte, așa. A mințit românii fie când ne zicea tuturor că suntem asigurați și gata, trece votul. Ultima dată ne-a zis să nu intrăm în depresie colectivă pe Schengen. Uh-huh. Fie ne minte acum când spune că de fapt n-aveam absolut nimic de făcut, n-aveam nimic realizat. Adică trebuie să se hotărască că acum câteva luni ne mințea și spunea că este totul realizat și că este totul bătut în cuie. Dacă vă rog, eu sfârșit sincer, ne va spune tot timpul. Eu n-am decât un singur comentariu vis-a-vis de declarația președintelui cu privire la domeniul tehnic. Baza tehnică începem să o avem. Nu, România, baza tehnică și-a terminat-o de foarte mult timp. Nu e vorba de pactul cu migrația, s-a referit la baza tehnică, nu de România, ci de ce au stabilit ei acum să facă cu migranți.